30 octombrie, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în calitate de organism interimar pentru Programul Operațional Regional, a organizat un nou eveniment destinat promovării rezultatelor implementării programului în regiunea Sud-Muntenia. Acțiunea a debutat la sediul central al agenției din municipiul Călăraș, cu o conferință de presă la care a participat și primarul municipiului Călăraș, Daniel Drăgulin, beneficiar de fonduri Regio. În cadrul întâlnirii a fost prezentat stadiul derulării proiectelor POR și impactul programului în regiunea Sud-Muntenia și în județul Călăraș. Evenimentul s-a încheiat cu o vizită la proiectele derulate în județul Călăraș. În cadrul programului regional 2014-2020, la nivelul județului Călăraș au fost depuse în total 116 proiecte, din care au primit finanțare 44 de contracte, în valoare totală de peste 263 milioane de lei, asistența nerambursabilă solicitată depășind suma de 229 de milioane de lei. Mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră, pentru interesul pe care manifestați față de activitatea noastră, mai ales că este și un moment oarecum de bilanț, până, bineînțeles, un bilanț parțial, până la sfârșit de 2019. Evident, un an 2020 care urmează cu mare încărcătură, pe de-o parte, vis-a-vis de programul actual, dar și pentru perioada ce va urma și profit de faptul că este alături de noi astăzi domnul primar al municipiului Călăraș, domnul Drăgulin, și am discutat vis-a-vis de anumite proiecții, anumite principii pe care le avem în vedere pentru desenarea, pentru proiectarea viitorului program operațional 2021-2027. Nu vreau să vă spun despre acest program, decât că la nivelul agențiilor, salutăm prezența în programul de guvernare al guvernului care, eu știu, va fi instalat, în ceea ce privește fondurile europene, prezenței celor 8 programe regionale, fiecare regiune, practic, va avea programul ei. Este un pas important pe care ne dorim să-l facem, ne dorim noi ca regiuni, noi ca agenție și sperăm ca acesta să ducă la o cheltuire mai eficientă a fondurilor din programul operațional regional. Evident că va însemna mai multă muncă pentru noi ca regiune, pentru noi ca agenție, pentru noi ca administrație locală, ceilalți actori importanți care sunt prezenți în realizarea programului. Însă suntem hotărâți să facem acest pas, ce implică, așa cum ați văzut, practic eliminarea nivelului național. Autoritatea de management se va duce la nivelul regiunilor și, practic, aici se va decide la nivelul regiunilor, nu în agenție, ca să fie treaba foarte clară, ci la nivelul regiunilor, ce se finanțează, condițiile de finanțare, cine poate participa, sume, alocări între axe, tot ce ține de programul operațional regional. Cam atât despre ceea ce sperăm că se va întâmpla în perioada următoare. Astăzi avem ca temă prezentarea statului programului operațional regional în regiunea Sud-Muntenia, evident, cu evidențierea unor proiecte, spunem noi, care au făcut pași importanți în derulare. Mă refer la un proiect de la primărie, este vorba de muzeul care chiar arată la Măzușilor și chiar mă bucur când că este avat această înfățișare și sunt convins că va avea o utilitate importantă pentru municipalitate, pentru comunitate, dar și două proiecte pe privat. Câteva date generale despre program. Așa cum știți, la nivel național, programul are o alocare de 8,3 miliarde de euro. Regiunea noastră beneficiind, potrivit coeficienților de populație și suprafață, de o sumă de aproape 900 de milioane de euro. Până în acest moment, în cadrul programului s-au depus 1176 de proiecte, iar ca număr de contracte, peste jumătate au fost încheiate, 626. Valoarea totală a proiectelor depuse
construse în regiunea noastră este de 9,5 miliarde de lei, cu o valoare solicitată de peste 8 miliarde de lei, iar contractele semnate până în acest moment au o valoare de 5,6 milioane miliarde de lei. Corespunzător acesteia, suma solicitată este de 4,6 miliarde de lei. Procentual, până în acest moment, la nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia, s-au contractat 70% din fondurile alocate regiunii. Evident că marea provocare este să avem cheltuieli. Asta înseamnă că proiectele trebuie să producă, eu știu, să producă aceste cheltuieli, să realizeze achizițiile, documentele și așa mai departe. Din aceste 1176 de proiecte depuse, la nivelul județului Călăraș, s-au depus 116 aplicații. Asta înseamnă undeva la 10%, iar o încadrare între județele regiunii situează proiectul județul Călăraș pe locurile 3-4, ceea ce nu este nici rău, nici bine, dar nu sunt în măsură să apreciez dacă este rău sau bine. Pot să spun că județele Argeș, Prahova, Argeș și Dâmbovița au peste 200 de aplicații depuse, Prahova chiar peste 300, însă în comparație cu Teleorman 73, Ialomița 88, Giurgiu 119 și Călăraș 116. Deci aici sunt 3-4 locuri în Călăraș. Eu cred că datul fiind sau având în vedere situația financiară a județului, este un loc rezonabil. În ceea ce privește contractele semnate la nivelul județului Călăraș, acestea sunt în număr de 44, dintr-un total de 626 semnate la nivelul întregii regiuni. Valoarea contractelor semnate în județul Călăraș este de 263 de milioane de lei. Evident că în momentul în care vor fi semnate și contractele pe ANSA 4, mai ales 4.1 de la municipiul Călăraș, această zestă, să spun așa, a județului va crește considerabil. Și vreau să vă spun că depunem toate eforturile ca acest lucru să se întâmple cât mai rapid. De altfel, într-o discuție înainte, vremea de pare acestei reuniuni dumneavoastră, îi spuneam domnului primar că am reușit să transmitem la autoritatea de management toate, sau proiectele cele mai importante, cele pe 4.1 pe care municipalitatea și le-a propus. Noi sperăm ca până la sfârșitul anului acestea să se materializeze în contracte de finanțare, așa încât perioada de iarnă să poată fi alocată procedurilor de achiziții și primăvara să înceapă cu forțele. Dumneavoastră veți avea o situație detaliată pregătită, nu, Dana? Da, toate contractele semnate. Toate contractele, fișele pentru proiectele vizitate. O să rog pe domnul primar, care îi mulțumesc pentru interesul pe care l-a acordat acțiunii noastre de astăzi și acțiunii noastre de astăzi, să spună câteva cuvinte despre proiectele municipalității, urmând ca apoi colegii mei, dumneavoastră, dacă sunt întrebări, intervenții, să continuăm discuția. Vă mulțumesc! Domnul președinte, dați-mi voie, înainte să le dau cu colegilor mei pentru a prezenta atunci când am fost la valoarea cuvântului, să spun câteva cuvinte vis-a-vis de acest proiect. Și să încep cu sincere mulțumiri Agenției de Dezvoltare Sud-Muntenia, care nu numai pentru acest proiect, ci pentru toate proiectele pe care le avem, fie în diferite etape,
am avut un sprijin foarte, foarte bun și mulțumesc colegii prezenți pentru tot ceea ce fac pentru ca municipiul Călăraș să fie, să beneficieze de acest ajutor. De asemenea, aș vrea să mulțumesc colegilor de la direcția noastră de dezvoltare și proiecte de interne, care alături de ceilalți, în conducerea primăriei, executivul, consiliul local, cei care au crezut în noi, că demararea sumatului obiectivul ăsta poștă veche, să ajungă aici, unde nimeni sau o parte din cetățenii care nu credeau că dintr-o ruină poate deveni un punct de atracție, un moment istoric reabilitat, într-un timp record și sperăm ca și durata este de 36 de luni de moșe, la anul până în vară să putem da folosință această clădire. Vreau să spun niște cuvinte pe care poate cum eu să-i deranjeze sau nu. La un moment dat, ruina poștei vechi era asimilată activității pe care executivul primăriei îl are ca obiective. Și mă bucur enorm de mult că această clădire redevine o clădire emblematică. Înseamnă că s-au înșelat și activitatea pe care o desfășoară toți cei care suntem acum prevenit cu primărie, primar, viceprimar, administrator, public, director, directorino, dar mai cei de administrație, cu conducere. Eforturile noastre au fost încurunate de succes, și cu ajutorul și cu sprijinul dumneavoastră, iar perioada de timp destul de lungă, pentru că aduc aminte, în 2012 am instalat în calitate de primar ales. Unul din obiectivele mele a fost reabilitarea acestui monument istoric. Poșta veche, așa cum este trecută, făcând parte din, fiind de fapt, făcând parte din cele 5 sedii de unde și-au desfășurat activitatea între în timp și poșta din țară. Toate că timpul a fost destul de sau perioada în care am ajuns de la vorbe la fapte a fost destul de mare, noi nu am stat degeaba, pentru că trebuie să trecem niște etape. Lucru care nu ne-a permis să începem lucrurile în vreme. Am așteptat să acest în fonduri europene, pentru că toată lumea se bucură, cum am zis, doresc ca unele din investiții sau marea urmă de toate investițiilor să fie realizate de fonduri europene. Și uite, am realizat primul obiectiv, fiind și de fapt prima reședință de județ care a depus pe tuvol acest proiect și am ajuns și la primul semnat și am ajuns și la faza finală. Aș vrea să fac o paranteză și să spun celor interesă că și proiectele de ANSA 4, datorită colectivului și muncii, primul muncii colectivului din la Direcția de Dezvoltare, cei trei fiind aici de față, începând la asta, la Dezvoltare, la Dezvoltare, și Valii de Bunescu, încă un proiectul pe care îl coordonează, au reușit și am reușit să depunem între primii proiecte pe această ANSA 4. Valorile sunt destul, sunt onorabile, ca să spun așa, după cunoștință, este vorba de, în primul rând, de cele încercate pe strada București, pietonalul, da? După aceea, centrul de management al traficului, achiziționarea de autovehicule, da? Și altele mai mici, sunt mai interesate de valorile mai mari. Suntem pe linie dreaptă și sperăm ca până la sfârșitul anului să semnăm aceste contracte pe care le dorim cu ardoare să le transpunem în practică și, în paralel, noi nu stăm degeaba,
am început să lucrăm la caietele de sarcini, astfel încât, după semnarea contractului, să, în cel mai scurt timp, să demarăm procedura de licitație. Bineînțeles că sunt multe lucruri de spus vis-a-vis de activitatea pe care Direcția de Dezvoltare și proiectele din cadrul primăriei o desfășoară. Sunt activități care nu se văd, dar care au rezultate valoroase. Sperăm ca în viitor banii europeni, ca să spun așa, care vor veni, să poată fi accesat de noi, pentru că în portofoliu de proiecte avem posibilitatea pe diferite domenii să putem accesa acești bani. Mi-aș dori ca în viitor clădirile de patrimoniu care există încă la rea orașului, fie ele și private, să găsim o modalitate avantajoasă de ambele părți și de a persoanelor cea noastră, încât ca acestea să fie reabilitate și să dăm culoarea orașului Tălăraș și principiului Tălăraș de odinioară și de ce nu modelizul pe care în perioada următoare o să-l realizăm prin proiectele pe axa 4, să fie împletite cu aceste clădiri cu o arhitectură deosebită, care va face, va fi atracția celor care vor veni în Tălăraș. În rest, vreau să vă felicit și pe dumneavoastră pentru modul în care ne ajutați, ne sprijiniți, ne și îndrumați, ne și controlați și colegilor care... Păi să ne plătiți atunci. Da. Să știți că dacă n-ar exista colaborare între ADR și toată, nu mai nimun și cu care ai, pentru că nu vreau să-l laud nici pe domnul Iefiu Mușar, nici pe colegii de la din Bunica Dânsului, dacă n-ai o colaborare și un interes reciproc, lucrurile nu ar merge așa de repede. Sunteți una dintre regiunile în care relațiile dintre OATU și ADR sunt foarte, foarte bune. Lucru care, cu părere de rău, cel puțin din discuție cu toate facilea, nu sunt pe și de asemenea vreau să mai fericit poate pe toți cei care s-au implicat și care au avut încredere în noi, iar scepticii să schimbe părerea, pentru că de regulă nu ne angajăm prin vorbe, ne angajăm prin fapte care se realizează cu greutate, cu efort, cu sacrificiu, că s-au fășitile și noastre pute, cu sâmbete de mult la fel, chiar și cu dezamăgeri câteodată, pentru că scepticii întotdeauna arată cu degetul, dar câteodată nu punem omorul pentru a încerca să trecem împreună la o etapă superioară. Felicitări și vă mulțumesc pentru faptul că am fost invitat astăzi. Totodată nu am posibilitatea de a veni și astăzi vine o delegație din China. Dar cu toate acestea, este normal să vă respect pentru tot ceea ce faceți dumneavoastră și echipa dumneavoastră. Și în ultimul rând, și echipa mea, pentru că merită acest lucru. Aș vrea să nominalizez și domnul Rădulescu, Florin Rădulescu, care, deși nu este aici, aș vrea să vină, dar este pe care un curs, este persoana care ne-a sprijinit în derularea acestui proiect de la bun început. Știți foarte bine clasificarea de moment din clasa B, din clasa A, s-a zbătut, avem la Ministerul Culturii, lucru care a necesitat timp și efort. Și să vedeți tot despre presa aici, mă vrea să vă duc la conștiință că suntem pe ultima sută de metri, privind includerea pe plan, suntem pe lista sinteză a proiectului de modernizare, de reparație și modernizare a cinematografului Victoria. Cred că săptămâna care vine vor fi depuse ultimele date cu privire la studiul acustic, după care sperăm să intre la finanțare. Așa că, în mod probabil, deși noi de
sper, la anul 2020, la sfârșit, să demarăm lucrările acestui cinematograf. Devenind o sală multifuncțională pentru tineretul din municipiul Călăraș și nu numai. Vă mulțumesc! Înainte de a invita pe colegii de la primărie să spună câteva cuvinte despre proiect, doar vreau să vă completez că am o situație cu proiectele depuse la nivelul județului Călăraș, dar fără suiet. Este valoarea totală a acestor proiecte, e vorba de 35 de proiecte, deci valoarea totală este de 560 de milioane de lei, din care, deci din 35 de proiecte, 19, deci peste 50% sunt depuse de primăria municipiului Călăraș și valoarea acestora se apropie, deci a celor 19 proiecte, se apropie de 200 de milioane de lei, ceea ce înseamnă undeva la vreo 40% din valoarea întregului județ. Cele trei contracte de care făcea vorbire domnul primar la început, care sunt transmise deja la autoritatea de management pentru a fi semnate, însumează 100 de milioane de lei. Mulțumesc! Bună ziua, vă spun și eu. Vreau să spun câteva cuvinte despre această investiție care se face la reabilitarea poștei vechi. A fost unul dintre obiectivele primăriei, încă din anul 2013. De atunci a început o gândire și a fost prins în strategiile care primăria le-a dezvoltat. Și ca urmare a acestui lucru, în anul 2017, s-a semnat contractul de finanțare. Contractul de finanțare are 39 de luni, dar noi sperăm ca până la acest sfârșit de an să terminăm construcția și așa cum a zis domnul primar, până în primăvara anului viitor să asigurăm toate dotările pentru ca acest centru de cultură pe care noi trebuie să-l realizăm în această clădire să fie funcțional. Contractul are o valoare de 11 milioane jumate de lei și pentru că au fost anumite discuții, vreau să vă spun că efectiv pentru construcție sunt 7,5 milioane, iar restul cuprind dotări și alte lucruri necesare accesării fondurilor europene, asistență tehnică, diligenție și alte cheltuieli. Primăria, în cadrul acestui proiect, are o finanțare de 2%, și ca o sumă sunt 231 de lei din această sumă totală. Obiectivul general al proiectului este depunerea în valoare a acestui monument istoric, iar ca obiective specifice avem restaurarea, protecția și conservarea acestui monument, creșterea potențialului turistic prin creșterea numărului de vizitatori la nivel local, atragerea de vizitatori prin organizarea de evenimente culturale și valorificarea eficienței a patrimoniului cultural prin mărirea patrimoniului municipiului Călăraș. Monumentul istoric Poșta Veche, după cum știți, este amplasat pe București și este o clădire care are 405,72 metri pătrați și este inclus în lista monumentelor istorice. În cadrul acestui centru cultural vom dezvolta ateliere foto-video, hamuri de conectare umană și conectare o mașină, ateliere de tradiție locală și ateliere de pictură, gravură și hârtie tipografică. Așa cum îmi place mie să cred și cum am discutat cu colegii mei și cu domnul primar, să sperăm că acest centru va fi de ajutor copiilor noștri să facem un lucru pentru ei care să poată dezvolta activități exact cum dezvoltau înainte pe Casa Pionieră. La cele 200 de milioane de lei proiecte depuse de municipalitate, aș vrea să spun că și proiectele din axa 6 au o valoare semnificativă din cei 560 de milioane pe care v-am spus.
Este vorba de două drumuri județene care totalizează aproape 270 de milioane de lei. Unul este semnat, al doilea să vedem dacă vom obține sumele pentru a fi finanțat. Spuneam că aș vrea să fac prezentarea celor două proiecte. Celorlalte două proiecte unde urmează să mergem împreună cu dumneavoastră. Beneficiarii nu sunt fizic alături de noi acum, însă îi vom găsi la locul de implementare al proiectelor. Este vorba de doi beneficiari care au accesat fondurile europene în cadrul programului operațional regional 2014-2020. În cadrul axei prioritare 2, prioritatea 2.1a, deci sunt micro-întreprinderi. Primul proiect care va fi vizitat se numește dezvoltarea societății EcoSep City SRL prin achiziția de echipamente performante. Societatea EcoSep City SRL are ca domeniu principal de activitate colectarea și reciclarea deșeurilor feroase și neferoase, hârtie, ambalaje, carton, maculatură și așa mai departe. A câștigat finanțarea prin intermediul proiectului de investiție 2.1a. Data de debut a proiectului a fost de 1 martie 2017, data finalizării a fost de 31 ianuarie 2019, ceea ce înseamnă că în momentul de față proiectul se află în perioada de monitorizare ex post. Valoarea totală a proiectului a fost de aproape 1.400.000 de lei. Din care suma nerambursabilă solicitată reprezintă 894.599,99 lei. Scopul investiției pentru societatea EcoSep City SRL le-a reprezentat consolidarea poziției pe piața locală și regională în domeniul recuperării materialelor reciclabile, iar obiectivele proiectului au constat în diversificarea activității firmei prin crearea unei capacități de recuperare a materialelor reciclabile și sortate și transformarea deșeurilor, precum și creșterea numărului mediu de salariați cu 5. Principalele rezultate estimate au fost obținerea unei capacități totale de producție de circa 336 de tone granule de material plastic și 100 de tone deșeuri metalice, materie primă secundară. Respectiv, la sfârșitul implementării proiectului, firma și-a propus să aibă un număr total de salariați de 8. Prin proiect, 8 persoane, prin proiect s-au achiziționat 4 echipamente inovatoare, respectiv un cântar pentru autovehicule, presă de balotat deșeuri, moară de măcinat mase plastice și încărcător manipulator cu grafer. Inovarea de proces s-a materializat prin realizarea unei schimbări semnificative de tehnică și echipamente, obținerea unui cost de producție mai scăzut, precum și îmbunătățirea calității bunurilor produse. Iar inovarea de produs s-a realizat în primul rând prin crearea posibilității de transformare a deșeurilor metalice și nemetalice și a restului de lucruri din metal, materie primă secundară. Următorul slide sunt câteva fotografii de la locul de implementare al proiectului. Ce nu am vrea să adaug este faptul că veți vedea că la ambele proiecte se folosește foarte mult termenul de inovare, dar acest lucru a fost obligatoriu pentru obținerea de finanțare de către micro-întreprinderi, practic toți beneficiarii având ca sarcină, ca în momentul în care beneficiază de fonduri europene, acest lucru să se revadă și în inovarea fie de produs, fie de proces a activității. Proiectul numărul 2 se numește dezvoltarea favorit SRL prin extinderea capacității de producție. Domeniul de activitate pentru care s-a solicitat finanțarea este fabricarea de mobilă. De asemenea, acest proiect este finanțat în cadrul priorității 2.1a. Proiectul s-a implementat în municipiul Călăraș, începând cu data de 1 octombrie 2018. S-a finalizat la data de 31 iulie 2019. De asemenea, se află în perioada de monitorizare expost. Valoarea totală a proiectului a depășit suma de 1.800.000 lei, valoarea sumei nerambursabile solicitate fiind de 1.123.424 de lei. Inovarea s-a făcut pentru această firmă prin achiziționarea mai multor utilaje, respectiv utilaj pentru tăierea în masă lemnoasă cu CNC,
mașină de tăiat verticală, de tăiat vertical, imprimând pe substrat solid cu cernarul V, compresor aer. Prin intermediul proiectului s-a realizat modernizarea dotării tehnice a companiei în vederea creșterii eficienței utilizării forței de muncă și a resurselor materiale, iar achiziționarea echipamentelor a avut următoarele efecte: obținerea unei stabilități pe domeniul de activitate vizat și eficientizarea acestuia, atragerea de clienți noi și posibilitatea de livrare a produselor în cantități mai mari către clienții existenți, posibilitatea de a se axa pe deservirea clienților la standardele cele mai înalte. Nu în ultimul rând, implementarea proiectului a avut ca și consecință crearea de locuri de muncă. În continuare, pe slide-uri veți avea exemple de produse noi care s-au putut realiza cu sprijinul folosirea anumilor utilaje achiziționate în cadrul proiectului.